Bine ați revenit la exerciții de gândire. Trebuie să lămurim azi răspunsul la următoarele întrebări. Punem oricare două mase marcate pe un taler, deci oricare, dar obligatoriu două, trebuie să putem echilibra balanța cu una sau mai multe mase marcate dintre cele care au rămas, cu câte vrem, dar să putem echilibra cele două pe care le-am pus inițial pe balanță. Și acum întrebarea. Care este numărul minim de mase marcate din set pentru ca acesta să satisfacă condiția pe care v-am prezentat-o? Iar a doua întrebare, după cum v-am spus, o variantă a primei, este următoarea. Care este numărul minim de mase marcate din set dacă vrem să putem echilibra oricare trei mase puse pe un taler cu una sau mai multe dintre masele care au rămas? Să găsim numărul minim de mase marcate din set pentru a putea echilibra oricare două dintre ele folosind celelalte mase marcate. O masă marcată iese din discuție deoarece trebuie să punem două pe taler. Două e de asemenea absurd, deoarece n-avem cu ce să le echilibrăm. Primul număr care are la prima vedere sens este cel de 3. Dar imediat ce ne gândim un pic, înțelegem că și acest caz iese din discuție, deoarece dacă una dintre mase le poate echilibra pe celelalte două, când o vom pune pe ea împreună cu alta, a treia nu mai are cum să asigure echilibrul. Atunci să ne gândim la 4. Să spunem M1, M2, M3, M4, așa cum vedeți în desen. Pentru că masele trebuie să fie diferite, era o condiție, înseamnă că două dintre cele 4 au masele cele mai mari. Să spunem că acestea sunt M3 și M4. Dar asta înseamnă că nu avem cum să le echilibrăm cu celelalte două, pentru că acestea din urmă sunt mai ușoare. Să trecem la 5. Deoarece masele cresc în ordinea M1, M2, M3, M4, M5, trebuie să fie posibil să echilibrăm cele două mase mai grele cu cele trei mai ușoare, adică așa cum vedeți în desen. Dar dacă schimbăm locul maselor M4 și M3 între ele, nu putem avea echilibru pentru că masa talerului din dreapta a scăzut în timp ce masa talerului din stânga a crescut. De asemenea, nu putem echilibra masele M5 plus M3 cu doar două mase din cele rămase, deoarece M5 este mai mare decât M4, iar M3 este mai mare atât decât M2, cât și decât M1. În concluzie, dacă putem echilibra M4 plus M5 cu M1 plus M2 plus M3, nu mai putem echilibra masele M3 plus M5. Am reușit să găsesc o demonstrație matematică a acestei imposibilități. O arăt pe scurt pentru cei interesați. Dacă echilibrăm M4 plus M5 cu celelalte mase, avem ecuația 1. Am explicat de ce nu putem echilibra M3 plus M5 cu toate celelalte mase, deci ecuația scrisă cu roșu este evident falsă. Dar să presupunem că putem echilibra M3 plus M5 cu M4 plus M2 și atunci avem ecuația 2. Dar dacă adunăm ecuațiile 1 și 2, obținem ecuația 3, iar dacă le scădem, obținem ecuația 4. Și din ecuațiile 3 și 4 rezultă ecuația 5. Dar masele cresc în ordinea pe care o vedeți, așa că ecuația 5 este absurdă, deoarece M5 este mai mare decât M4, în timp ce M1 este mai mic decât M3. Evident, dacă nu putem echilibra M3 plus M5 cu M4 plus M2, cu atât mai puțin o putem face cu M4 plus M1, deoarece M1 este o masă mai mică decât M2.
Concluzia. În condițiile în care masele cresc în ordinea pe care o vedeți, ecuațiile 1 și 2 nu pot fi adevărate simultan. Deci dacă putem echilibra M4 plus M5, nu putem echilibra M3 plus M5 și invers. Deci nici cu 5 mase nu putem asigura condiția ca oricare două dintre ele să poată fi echilibrate cu ajutorul celorlalte. Ajungem la numărul de 6 mase marcate. Aici știu că există posibilitatea de a avea un set de 6 mase marcate care respectă condiția impusă, pentru că cunosc un astfel de set. El este cel pe care îl vedeți, de la 3 până la 8 kg. Ca dovadă, aici puteți vedea toate combinațiile posibile de două și masele cu care le putem echilibra. Deci, răspunsul la prima întrebare este că numărul minim de mase marcate care asigură condiția ca oricare pereche de mase să poată fi echilibrate cu masele rămase este 6. Din păcate, n-am reușit să găsesc un răspuns riguros la a doua întrebare și nici n-am primit de la nimeni un răspuns mulțumitor, așa că trebuie să vă propun să ne gândim în continuare la cazul în care vrem să putem echilibra oricare 3 mase marcate. Deci avem o temă de casă. Dacă voi găsi o demonstrație, fie logică, fie matematică, o voi prezenta într-unul din videoclipurile viitoare. De asemenea, dacă va găsi-o altcineva înaintea mea, o voi prezenta cu plăcere și cu felicitările de rigoare. Și acum să vedem întrebarea de azi. Întrebarea de azi se referă la această grilă de 5x5 pătrate. Trebuie să plecați din colțul din stânga sus, în care e scrisă litera P de la plecare, și să ajungeți în colțul din dreapta jos, în care vedeți litera S de la sosire, și trebuie să parcurgeți un traseu care respectă următoarea regulă. N-aveți voie să vă deplasați decât spre dreapta sau în jos. Mișcările oblice sau spre stânga și în sus nu sunt permise. Deci, conform acestei reguli, dacă vă găsiți, să spunem, în pătratul marcat cu albastru, aveți voie să treceți în oricare din pătratele marcate cu verde, dar nu și în cele marcate cu galben, pentru că asta ar însemna că v-ați deplasat oblic, și nici în cele marcate cu roșu, pentru că asta ar însemna că v-ați deplasat în sus sau la stânga. Ca să fiu sigur că ați înțeles corect regula, vă prezint 4 trasee permise, cu mențiunea că prin traseu înțeleg o anumită succesiune a pătratelor prin care trecem ca să ajungem de la P la S. Întrebarea este câte trasee diferite care respectă regula există în total de la P la S. Sigur, puteți să le desenați și să le numărați. Este și asta o metodă pentru a afla răspunsul, dar vă avertizez că sunt cam multe astfel de trasee. De aceea m-ar interesa mai mult să încercați să găsiți o metodă care să ne permită să găsim relativ ușor răspunsul, chiar și pentru grile mai mari. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!